Bună ziua! În continuare vom discuta despre funcția de preț cortină sau fațade, așa cum se găsește în programul ALP. Pentru aceasta, într-un desen nou, desenul acesta 200, eu voi veni la modulul arhitectură, sub modulul la roșu, unde voi accesa funcția de fațade. Aici avem mai multe elemente în tabla acesta, dintre care posibilități de generare a subdiviziunii, modalități de introducere în plan, elemente referitoare la înălțime și la unghi, sau posibilitatea de a prelua o fațadă din favorite. Vedem aici în tabul de favorite că avem mai multe modele de fațadă, inclusiv modele mai complicate de tipul fațadelor spider, parasolare din lemn, diferite subîmpărțiri, diferite panotaje pentru fațadă, structuri în cadru personalizate, pereți din lemn, inclusiv plafoane casetate din chips carton sau alte elemente asemănătoare. Putem inclusiv să ne aducem un element de tipul fațadei, în partea din dreapta având o listă cu elementele necesare pentru fațadă, iar în zona de mijloc, apăsând pe acest semn al întrebării, obținem informații despre cum trebuie să arate elementul respectiv. O să setăm pentru prima dată o înălțime a fațadei, să spunem această înălțime de 4 metri, astfel încât o fațadă să fie setată cu înălțimea aceasta de 4 metri. Aici o să avem niște sete referitoare la cum arată fațada în plan și cum este reprezentată pe ecran, în condițiile în care noi dorim niște setări speciale față de cele care sunt atribuite de către program. Voi avea în partea din stânga mai multe modalități de definire a unei subdiviziuni. Noi putem să creăm o anumită schemă pentru fațada respectivă în funcție de niște condiții, dar tabul cel mai simplu de definire al subdiviziunii care o să ne ocupăm în prima parte este acesta de subdiviziune, unde în partea de sus avem posibilitatea de a seta subdiviziunea pe două direcții. Vedem că avem două câmpuri de global, una orizontală, una verticală. Modalitatea de introducere prin subdiviziune împarte câmpul în mai multe segmente identice. La distanță împarte câmpul în mai multe elemente de lungime fixă, adică de un metru. Câmpul referindu-ne la aceste posibilități de selecție prin câmp, suprafață, adică întreaga fațadă, sau total, dacă este o linie frântă. Voi intra în previzualizare și voi încerca să fac aici o previzualizare a unei fațade, să spunem, de 4 pe 4 metri, adică un ochi pătrat cu înălțimea de 4 metri, așa cum se stată, și lungimea tot de 4. Vedem astfel că la distanță de 1 metru, noi avem 4 segmente de 1 metru. Același lucru voi face și pe verticală, unde dacă vin pe subdiviziune și apăs pe 2, văd că ne împarte fațada în două câmpuri egale. Dacă apăs pe 1, atunci avem un singur câmp, iar dacă apăs, de exemplu, pe 3, ne face 3 segmente identice, nu mai multe segmente de 3 metri. De obicei, eu generez fațada cu această distanță, împărțind la fiecare 1 metru un montant, o traversă, pardon, la un de 90 de grade, raportată la suprafață, adică la fiecare bucată de poliline sau în parte în segmentul de 1 metru. O să trasez o fațadă acum de 10 metri, conturându-mi astfel prima mea imagine a unui perete cortină. Pentru a vizualiza acest perete cortină, voi activa posibilitatea de ferestre, de 3 ferestre, de lucru cu 3 ferestre, din tabul de ferestre, 2 plus 1 ferestre și atunci văd rezultatul meu al construcției fațadei de cortină, care arată în plan așa, iar în animație cu aceste reprezentări și această imagine. Texturile vor fi stabilite mai târziu pe parcursul tutorialului. Preluând în funcția de fațadă, eu pot să introduc acești pereți cortine și de alte forme. De exemplu, pot să-mi construiesc un perete cortină foarte rapid, de formă circulară. O să trebuiască să avem pe fundal un cerc desenat pentru a introduce mai ușor această opțiune de stabilire a conturului fațadei, dar se spune că avem această rază și vedem că am creat foarte rapid un intrând din acești pereți cortine. Putem să introducem un perete cortină inclusiv de-a lungul unei polilinii, cu atenție, cu precădere la partea de colț, unde vedem că se completează cu anumite racordaje, și în același timp putem să facem inclusiv un perete cortină după un spline în plan, pe care la fel dacă l-avem stabilit dinainte, ne este mai ușor de introdus peretele nostru.
Astfel obținem o imagine foarte rapidă a elementelor noastre. Putem inclusiv să facem anumite elemente de perete cu ordine, să zicem de 10 metri înălțime la unul de 45 de grade și să ne construim foarte, foarte rapid folosind această funcție, să spunem o piramidă de 10, activăm deocamdată modalitatea aceasta de introducere liniară pe 10, pe 10 și din nou revenim la primul punct cu 10 și apăsăm Escape pentru a se genera fațada noastră, obținând astfel o imagine asemănătoare cu cea de aici, adică o piramidă din sticlă foarte, foarte rapidă. Voi veni din nou la funcția de fațadă și voi construi o suprafață de fațadă, generându-mi astfel foarte rapid conturul unui plafon casetat în plan. Voi veni la favorite și voi seta acest contur de această posibilitate de plafon casetat și încerc să-l introduc în plan cu dimensiunea de 10 pe o direcție și să zicem 10 pe direcția cealaltă. Introducem prin diagonală, iar prin un escape vom putea construi foarte rapid acest plafon casetat. O să anturăm acest plafon casetat și cu niște pereți, să venim un tabul de asistenți și o să preluăm din asistenții de la cursul de bază un model de perete, încercând să îl introducem foarte, foarte corect pe muchia exterioară. Va trebui să umblăm puțin la punctul de agățare să fie pe exterior, după care venim și construim de jur împrejurul plafonului meu casetat niște pereți în plan. Imaginea rezultată este aceasta, în care eu, în primul rând, o să trebuiască să îmi preiau acest plafon casetat și să-l montez la cota de care am eu nevoie. În mod normal, dacă noi construim o suprafață, ea se pune la cota 0,0 sau la cota inferioară a nivelului, îl vom prelua de jos și îl vom pune la o anumită cotă oarecare pe vertical. Noi observăm acum că pentru noi crescăturile de plafon casetat sunt deasupra, iar partea de structură este pe interior. Pentru a inversa fațada, vom veni pe, vom da dublu click pe acesta și vom apăsa pe butonul acesta de inversare, astfel încât să ne asigurăm că structura este la partea superioară și că imaginea plafonului casetat este la partea inferioară, obținând astfel această construcție rapidă. În continuare, voi prelua această fațadă, voi încerca să modific subdiviziunile acestea și introduc și alte subdiviziuni. Voi apăsa pe plusul acesta introducându-mi un nou tab de global. Voi spune aici ca tabul acesta să-mi împartă în două fiecare câmp, adică fiecare ochi al fațadei să fie împărțit în două, după o linie la 45 de grade. După care o să putem să setăm pe ce, dacă această subdiviziune să fie doar pe partea de doar pe partea de manu sau partea de nici, vom face încă o dată o subdiviziune de data aceasta la minus 45 de grade, adică pe direcție inversă pentru întreaga față. Și vom seta aici în previzualizare să vedem cum arată o fațadă de 4x4 metri, obținându-mi imaginea aceasta în X. Setându-mi și aici înălțimea de 4 metri, voi veni în plan și voi construi astfel foarte rapid o fațadă dreaptă, o să setăm aici un unghiul de 90 de grade, o fațadă dreaptă de 10 metri, care va fi împărțită după noua regulă stabilă, obținând astfel imaginea aceasta a unei fațade care este definită de niște linii în X, niște traverse și niște montanți și niște diagonale în X, obținându-mi acest caroiaș. Voi reactiva posibilitatea de a vedea 2+1 ferestre de animație, după care voi veni în următorul desen, desenul 201, unde voi vrea să modific înălțimea pereților cortină. Modificăm înălțimea anumitor bucăți din perete cortină. Voi prelua din nou funcția de fațadă cu înălțimea, să-i spunem, de 4 metri și vom încerca cu prima subdiviziune, cu cea de 1 metru pe 1 metru, să ne construim un contur de fațadă cortină după o anumită formă, să zicem, o formă mai
mai neregulată, nu trebuie neapărat niște dimensiuni fixe în plan. Odată ce nouă ni s-a conturat această imagine de față de perete cortină, în momentul în care noi dăm dublu click pe acesta, o să ni se activeze proprietățile acestuia, iar pentru fiecare din segmentele acestea, vedem că ele se actualizează, noi putem să îi controlăm foarte ușor înălțimea din tabula acesta. Pentru fiecare din segmentele poliniei acestea, noi putem să selectăm câte o înălțime și să se actualizeze în timp real. Programul pe fundal se activează, dacă nu se actualizează chiar imediat, dați puțin timp și acestea o să se actualizeze. Apăsăm pe butonul aplicare pentru a se salva această posibilitate și vedem noua imagine. Venind acum pe funcția de față, noi putem inclusiv să îi modificăm câteva puncte din cadre. Dacă noi am introdus, de exemplu, un punct greșit, noi putem să luăm unul dintre puncte și să îl punem într-o nouă poziție, subdiviziunile calculându-se în timp real. Să zicem că putem punctul ăsta aici, punctul ăsta aici și punctul ăsta aici. După care vom apăsa pe butonul aplicare pentru a se configura, pentru a se salva această fațadă. Din nou, voi face o posibilitate de subîmpărțirea unui câmp, a unei linii, prin introducerea unui nou punct de inflexiune, să zicem, în poziția aceasta, și ne obținem foarte rapid această nouă fațadă cu acest nou contur. Cum putem inclusiv să îi modificăm înălțimea oricărui punct din această definiție? Vom veni, de exemplu, pe punctul acesta și îl vom ridica până în poziția aceasta. Vom veni pe punctul acesta și îl vom uni cu punctul acesta și după care vom da pe aplicare și astfel putem să vedem foarte rapid cum am conturat o fațadă de forme, din forme foarte neregulate. Taburile acestea din partea de jos se referă la modificarea acestor puncte de cale și puncte de înălțime. Voi veni acum pe desenul 202, în care eu am câteva elemente construite în 3D și acest desen o voi numi conversie corp 3D în fațadă. În desenul acesta avem câteva cercuri 3D, câteva semicercuri 3D dispuse la un anumit. O să activăm un plan virtual ca să vedem exact cum arată pavilionul nostru și vom încerca să construim un corp 3D din aceste profile. Din la modul construcții sub modul modelare liberă, la funcția de corp riglat. După care, într-o vedere axonometrică, vom selecta profilele semicirculare și ni se creează astfel acest pavilion alcătuit dintr-o suprafață 3D generală. Pentru a putea fi convertită în fațadă, prima dată va trebui să venim pe funcția de conversie suprafețe 3D generale în suprafețe 3D cu densitate destul de mică pentru a nu avea foarte multe subdiviziuni, să zicem 0.1, apăsând odată pe suprafața noastră 3D generală și obținându-ne astfel un nou contur pentru pavilionul nostru. Acest contur, dacă noi venim la modulul de arhitectură și la funcția de fațadă, poate să fie transformat într-o fațadă cortină sau într-un perete cortină, selectând funcția de conversie și apăsând pe butonul de aplicare. Odată ce programul ne calculează această conversie, aceasta o să dureze ceva la mine pe ecran, este dată la viteză destul de mare, o să obținem foarte rapid acest pavilion realizat din elemente 3D de tip perete cortină sau fațadă cortină. Această operațiune este și inversabilă, de exemplu, dacă noi copiem acest pavilion din perete cortină, vedem că deja sunt destule date, dacă noi copiem undeva în partea din dreapta, așteptăm să se încarce, după care, revenind la funcția de fațadă, revenind la funcția de fațadă, avem și operațiunea inversă, adică de conversie a unui corp 3D, a unei fațade 3D într-un corp 3D. Apăsând pe al doilea modul, vedem că se încarcă programul și ne generează întocmai corpul 3D de la care noi am pornit, o suprafață 3D de la care am pornit, creându-ne astfel niște imagini destul de interesante, folosind
funcția de modelare avansată de 3D și funcția de conversie în fațadă. Voi veni acum pe desenul 204, unde vom încerca să atribuim pe câmpurile subdiviziunii anumite elemente particulare. Vom construi aici o nouă fațadă cu o subîmpărțire de 1 metru pe 1 metru, o subdiviziune pe care putem să o inserăm inclusiv de aici. Putem, de exemplu, să ne construim o subdiviziune cu 4 taburi de 1 metru pe direcție orizontală, iar pe verticală, la fel, putem să avem mai multe taburi, să zicem, tot la fel, încă 3 taburi pe vertical. După care, în fiecare din ochiurile acestea, prin definiția aceasta de tip schemă, putem să ne introducem foarte rapid tipuri de deschideri, de exemplu, ferestre sau uși, sau parasolare, sau alte elemente, ferestre de tip subîmpărțire orizontală, și alte elemente pe care dorim noi să le aplicăm. După care să venim în plan și o să ne construim o fațadă, de exemplu, de 10 metri, în care mi se multiplică această schemă pe care eu am stabilit-o, în câte câmpuri intră acest. Noi vedem că avem 10 câmpuri cu aproximativ aceeași subîmpărțire. O să vin acum la modulul de construcții 2D și o să încerc să fac în plan un dreptunghi de 4 pe 10. Acest dreptunghi o să-l intersectez cu câteva spline-uri, astfel încât să-mi obțin o subîmpărțire a unui perete costină ceva mai organic. O să facem niște spline-uri oarecare, după care o să venim pe funcția de ștergere element de intersecție între două puncte, astfel încât să ne curățăm desenul nostru și obligatoriu pentru ca acest desen să fie luat în considerare de funcția de fațade sau de pereții cortina, să trebuiască să-i punem niște umpluturi speciale, niște umpluturi diferite pentru fiecare câmp în parte. Atenție, nu trebuie să fie o singură umplutură pentru toată fațada, ci fiecare câmp trebuie să aibă umplutura lui pentru a genera subîmpărțirea. După care, revenind la funcția de fațade, la setarea prin o să resetăm distribuția elementelor tip fereastră și ochi de fereastră, după care revenim la tabul de subdiviziune. Pe subdiviziune verticală o să setăm că avem doar un singur segment să ne facă alte subîmpărțiri, iar orizontal vrem să preluăm acest model. Vedem că nouă pe fațada respectivă o să ni se preia modelul acesta. Se spune că avem o lungime de față, un model de 4x10, așa cum arată în plan. Acum, atunci când venim în plan și desenăm fațada aceasta de 10 metri lungime, noi vedem că ni s-au preluat acele subîmpărțiri pe care eu le-am stabilit în plan, iar fiecare din câmpurile acestea pot să fie parametrizabile și putem să introducem în interiorul lui un element de tip suprafață sau deschidere de uși. Voi apăsa pe atribuire elemente. Aici avem mai multe tipuri de elemente, punct, liniare și suprafață. Selectăm suprafață, adică să ocupe un câmp. După care o să înlocuim câmpul acesta, de exemplu, cu o fereastră cu deschidere spre stâng. Și atunci vedem foarte rapid că ne-am atribuit un câmp, un obiect în câmpul respectiv. Obiectele liniare sunt obiectele care se distribuie de-a lungul împărțirilor, iar obiectele punct la intersecția acestor obiecte liniare. Revin la funcția de fațadă, o să-mi resetez înainte toate aceste subdiviziuni pe care eu le-am făcut pe toate câmpurile. Vin la funcția aceasta de schemă și o să-mi construiesc acum o fațadă cu mai multe câmpuri, dar la care o să joc puțin dimensiune. Deci în câmpul acesta noi vrem să-l modificăm la 2 metri, atribuim și pe direcție verticală câteva câmpuri, să spunem că punem mai multe câmpuri de această dimensiune pe care mai apoi să putem să le parametrizăm și să putem să le modificăm dimensiunea așa cum dorim. Să zicem că avem astfel o fațadă cu 4 elemente verticale de 1 metru și mai multe elemente orizontale de 1, 2 și 1 metru sau 2 metri. Construim aceeași fațadă de 10 metri cu copierea subdiviziunii, după care pe această nouă fațadă o să vrem să ne jucăm puțin cu atribuirea obiectelor. Voi pune un nou model de fațadă pentru a fi mai vizibilă această modificare, să zicem acest model, și voi da aplicarea astfel încât să se adauge noile elemente.
acum o să revenim asupra fațadei acesteia, venim pe funcția de fațade și o să încercăm să atribuim, să spunem, niște câmpuri unite. De anume, din aceste câmpuri pe care eu le văd în animație, pot să selectez liniile comunicare între două părți. De exemplu, aici vreau să-mi introduc o ușă și atunci nu am nevoie de traversa respectivă. Mai am nevoie undeva de, să zicem aici, de o fereastră și atunci eliminăm și traversa aceasta. Și să spunem în partea de sus să eliminăm și linia aceasta pentru a avea o altă subîmpărțire. În același mod în care mi-am atribuit câmpuri unite, pot să-mi atribui și subdiviziuni, dar atenție, subdiviziunile sunt calculate dacă suntem în funcție de fațadă, în funcție de prima schemă stabilită. Astfel că dacă eu aici îmi pun două subdiviziuni, atunci câmpul inițial a fost împărțit pe din două și atunci și mi s-a obținut o imagine de genul acesta. Nu noul câmp de trei subdiviziuni a fost împărțit în două subdiviziuni, astfel încât să obținem o subdiviziune la un metru și jumătate. O să putem să atribuim subdiviziuni în oricare dintre elementele acestea. De exemplu, putem pe liniile de margine să mai introducem o subdiviziune la 45 de grade în direcția aceasta. Hai să bifăm să fie împărțit fiecare câmp pe din două, raportat la un stâlp, astfel încât doar pe partea de margine, cea, partea de început de fațadă, să se facă această subdiviziune. Și vedem că în primul câmp mi s-a împărțit la 45 de grade. Mai apăsat pe butonul de aplicare și acum aceeași subdiviziune, dar în oglindă, o să o atribui pe finalul fațadei, adică pe ultima deschidere a fațadei. O să setăm o subdiviziune în două, la un de minus 45 de grade, tot la fel raportată la stâlp și vom lăsa OK și aplica, obținând în astfel această imagine foarte rapidă. După care, în fațada aceasta, voi atribui niște obiecte de suprafață de tip ferestre și uși. Să spunem, de exemplu, aici că punem o ușă. Să spunem că apăsând pe butonul de aplicare, mai atribuim încă o dată o suprafață de alt tip în golul, să spunem, acesta de tip fereastră. Să selectăm fereastra aceasta. După care, încă unul dintre câmpuri, voi atribui și încă o fereastră, să spunem, una de dimensiuni ceva mai mici. O fereastră cu deschidere orizontală și verticală spre dreapta. O să apăsăm pe aplicare și vedem foarte rapid cum mi s-au pus aceste elemente în cadrul fațadei noastre. O modalitate rapidă de a controla aceste elemente este ca în tabula aceasta de fațadă să venim la plan obiect, unde fiecare dintre obiectele noastre, puncte, linii sau suprafețe, au un anumit cod în partea de sus. Obiectul acesta de tip ușă vedem că este la câmpul 1. 3, 2, însemnând pe rândul 1, pe coloana 3, având două pace. Noi putem să modificăm de aici, de exemplu, să se mute 1, 4, 2, astfel încât din câmpul 3, ușa noastră să sară în câmpul 4. Acestea sunt niște formule ceva mai complicate, trebuie puțin timp să vă obișnuiți cu ele. Revin acum la funcția de fațadă, readuc ușa mea de sticlă. Putem să mai modificăm, de exemplu, la fel și pentru ferestre, putem să jucăm această valoare. De exemplu, să mutăm fereastra aceasta sau panoul sau oricare dintre elementele acestea, putem să le poziționăm în funcție de o anumită regulă numerică, în funcție de formulele acestea. Noi să zicem că deocamdată aducem ușa pe prima poziție, adică la 1, 3, 2, așa cum era și înainte. Vom vorbi în continuare despre definirea texturilor pe pereții cortin. Pentru aceasta voi veni în primul rând pe desenul 200, de unde voi prelua proprietățile primei fațade construite. Acest perete cortină inițial de 4 pe 10 metri, încărcând, să zicem, acest tip de favorit și păstrând subdiviziunea respectivă. După care, în momentul în care eu o să vin pe desenul 203, în care am deja încărcat câteva elemente tridimensionale ce vor fi adosate fațadei, o să-l redenumesc pe acesta atribuire model 3D pe
fațadă, voi intra în desenul respectiv, iar aici, apelând funcția de fațadă, voi construi un element care, să zicem, are 10 metri lungime pe acei 4 înălțime. Având această subdiviziune, voi încerca să pun pe unul dintre câmpurile acestea și un element de suprafață de tipul unei ferestre, să zicem că venim în o vedere axonometrică. O să selectăm acest ochi ca și ochiul în care se introduce în fațada și acum, făcând această fereastră de perspectivă mare, vom încerca să definim o suprafață prin clic dreapta pe element și atribuirea funcției de definire suprafeței. Aici, la tabul de texturi, voi merge și voi căuta, să spunem, această textură de aluminiu pentru partea de traverse și montanți. Astfel venim foarte aproape de tâmplăria ferestrei și voi selecta aceeași textură în folderul SMT de aluminiu. La fel vom veni și la rama pentru tâmplărie. Vom apăsa pe definire suprafață încărcând aceeași textură ca mai înainte și într-un final pe geam unde o să trebuiască să facem câteva editări pornind de la o culoare dată, astfel încât să putem să ne creăm textura aceasta decent. Să zicem că avem această culoare de mov deschis, la care noi o să trebuiască să îi setăm reflexia difuză, să fie la 100%, transparența să zicem că este la 80%, să nu fie perfect transparentă, refracția să o lăsăm la 1, luminanța să dea o culoare movalie de jur împrejur, să zicem la 24%, iar la final mai trebuie să umblăm la reflexia lucioasă, să-i punem 25 la grosime și la stratul de la. După care, în momentul în care apăsăm pe OK, vedem că ni s-a atribuit această textură și pe celelalte câmpuri de geam. Pentru a edita rapid aceste texturi, noi putem să facem apel și la acest buton mare în care noi avem definite toate obiectele punct, care să se întâlnesc la intersecția elementelor liniare, montant, traversă, obiecte liniare, adică montant și traversă sau alte elemente considerate de program și elemente suprafață, adică elementele ce definesc câmpurile noastre. În tabul acesta, în partea de sus, avem obiectul nostru, putem să-l selectăm dintr-o listă, avem posibilitatea de a-l activa și de a-l bifa standard însemnând că este reprezentat în toate ochiurile noastre de fațadă, astfel încât, de exemplu, eu dacă îmi pun un ochi de o deschidere de fereastră și pun standard, vedem că se aplică foarte rapid în toate câmpurile noastre. Revenim la setările fațadei, o să revenim la ochiul de sticlă și să-l punem pe acesta standard. O să putem să setăm dacă elementul nostru este distribuit pe toate câmpurile noastre, din partea aceasta din dreapta, în care avem setate câmpurile și pozițiile în fațada noastră. Avem obiecte liniare pe care putem să le definim tot la fel, să le punem dacă avem pe verticală, pe orizontală sau pe diagonală, să eliminăm deocamdată diagonala. În partea de mijloc avem profilul respectiv, în partea de jos avem secțiunea profilului cu poziționarea lui, îmbinarea la colț, dacă vrem, de exemplu, să rotim profilul, dacă este dreptunghiular, să obținem altă geometrie și alte imagine pentru peretele cortină sau să-l oglindim și așa mai departe, câteva operațiuni simple de gestionare a profilelor. După care, în partea de jos la suprafețe, aici putem să-i punem orice textură dorim noi, să zicem că venim la materiale ediția 30 de ani, la fațade metalice și să-i punem acest corrugated și sau de fapt avem și niște texturi metalice mai detaliate. Acestea se găsesc în materiale metalice, să zicem tablă dreaptă și aici să selectăm acest copper punct să le facem o textură de cup. Acolo mai avem și setări despre cum se reprezintă în plan, de care o să ne ocupăm puțin mai târziu. Astfel vedem că pe elementele acestea liniare pe care programul le atribuie fațadei, avem textura de cupru. Putem selecta, de exemplu, pentru unele dintre câmpuri, așa cum avem pe partea de ochi de sticlă, dacă eu vreau să fie reprezentată doar într-o anumită poziție și atunci dezactiv. Unde eu văd că aceste ochiuri de sticlă au fost eliminate de pe partea de mijloc, rămânând doar pe laterale.
câmpul separat pe care eu l-am introdus a rămas pe poziții fără să fie modificată opțiunea noastră. La fel putem să dezactivăm și de aici distribuția sau de aici distribuția pe verticală și pe orizontală, astfel încât vedem că putem să scoatem foarte rapid separația pe orizontală, să nu avem elemente generante de subdiviziuni pe orizontală sau alte elemente pe care le consider eu importante pentru imaginea mea de fațadă. Voi veni acum și voi construi un alt obiect. Putem să copiem un obiect, să ștergem un obiect sau să încărcăm un obiect particular, dar noi să creăm un nou obiect căruia să-i dăm denumirea, să-i spunem de... Deci avem un nou obiect, creăm și elementul pentru obiectul acesta, să-i spunem panou sau profil triunghiular 1, după care o să îl selectez activ, adică să fie afișat ca animație, selectez că este un obiect de suprafață, adică se atribuie când și o să vin în programul meu, în plan și o să selectez acest profil de suprafață, adică această piramidă construită, bifând ca acest element să fie, urmă să fie și standard. O să-i setez înainte o textură, să spunem că venim la material ediția 30 de ani, la geam, sticlă 90T și aici să-i selectăm această culoare de sticlă, să zicem roșie. O să copiem acest obiect, pe acesta o să îl denumim, și pe primul, să nu le confundăm, panou triunghiular 1. După care o să revin la al doilea obiect, acest o să-l denumesc panou triunghiular 2, având în partea de jos geometria, denumirea în primul rând de panou triunghiular 2, geometria profilului de suprafață 2, cu textura, să zicem că avem o textură de geam, dar să-i punem de altă culoare, să zicem că îi punem această culoare verde, și pe acest o să-l copiem, o să-l denumim profil triunghiular 3 cu obiectul, cu elementul profil triunghiular 3 și cu geometria aceasta de jos. După care o să dau pe click pe butonul, o să-i pun mai întâi o textură, să zicem un geam de culoare, să vedem ce culoare mai avem, să zicem galbenul acesta. O să apăs pe OK, după care apăsând pe butonul de aplicare, trebuie să revenim acum să facem panoul triunghiular 1 să-l atribuim ca și obiect standard, adică să înlocuiască fiecare dintre elementele noastre. Apăsăm pe butonul de OK și de aplicare și acum vedem că toate câmpurile noastre, mai puțin acel câmp de fereastră stabilit dinainte, a fost transformat în panoul triunghiular 1. O să atribuim un obiect de suprafață aleatoriu în anumite câmpuri. O să facem un click dreapta odată ce avem funcția și o să înlocuim și ochiul acela de fereastră și alte ochiuri luate aleator. O să încercăm să le definim astfel încât să punem acolo acel panou triunghiular 2. După ce apăsăm click dreapta și Escape, venim în listă, înlocuim cu panoul triunghiular 2. Apăsăm pe butonul de aplicare și vedem că mi s-a generat foarte rapid această distribuție de elemente aleatorii. Vom face același lucru și pentru panoul triunghiular 3, selectând câmpurile pe care eu vreau să le modific. Apăsând mai apoi după ce am selectat toate câmpurile, un click dreapta și un escape pentru a ieși în funcție și o să înlocuiesc cu panoul triunghiular 3. Astfel obținem această imagine foarte colorată a unei fațade în care avem niște profile triunghiulare foarte, foarte jucate. O să facem același lucru intrând din nou în funcție pe fațadă pentru a și salva această modificare și o să modificăm acum obiectul liniar în care o să introducem un nou obiect activ care să fie reprezentat în toate câmpurile. O să introducem un nou element în care noi să ne punem acest profil. Acest profil, atenție, când îl construiți, trebuie să fie poziționat în așa fel încât să fie luat în considerare de către fațadă ca fiind perpendicular pe planul de lucru. Adică dacă vreți să-l puneți în fațadă, trebuie să-l puneți
cu latura de jos, să spunem, care va fi perpendiculară pe fațadă, pe sol. Odată ce mi-am făcut setările referitoare la texturi și la modul în care vreau să-l distribuie, deci încă punem tot această textură de cupru pentru a nu mai căuta alta, o să apăs pe butonul de OK și pe aplicare și vedem că de-a lungul fiecărei linii ne-a fost generată această imagine a obiectului acestuia 3D compus în locul liniilor respective. Și atunci am obținut foarte, foarte rapid această imagine variată a fațadei pe care o să o și randăm foarte rapid. Acum calculatorul este dat pe viteză mai mare, pe viteză de 10 ori. La dumneavoastră este posibil să dureze ceva mai mult decât durează la mine și la final să obținem o imagine foarte, foarte atractivă pentru această distribuție de fațadă. Imagine pe care după ce se generează, după ce se randează, o să putem să o salvăm ușor pe desktop.